conferință de presă. Primăria Municipiului Târgoviște organizează cu ocazia Zilei Copilului, pe data de 1 iunie, câteva evenimente deosebite în Municipiul Târgoviște, după o perioadă destul de îndelungată în care nu am avut ocazia de a ne bucura de momentele importante. Iată că, în sfârșit, reușim să facem acest lucru, iar ziua de 1 iunie va fi o zi deosebită din acest punct de vedere. Este vorba de câteva locații în care vor fi organizate evenimente și mă refer la Parcul Megară. De altfel, parcul va fi și deschis publicului cu această ocazie. Piața Mihai Viteazu, Teatrul de Vară din Parc India, dar și la Complexul Turistic de Natație din Târgoviște. Evenimentele vor debuta la ora 10, la Dâmbovița Mall și Complexul Turistic de Natație, la Parcul de la Omegare, de fapt, pe Dâmbovița Mall. După aceea, la ora 11, vor începe spectacole de dans și muzică în Piața Mihai Viteazu, iar seara, în Parcul Chindiei, la Teatrul de Vară, va avea loc un spectacol de teatru pentru copii. Dintre reperele evenimentelor aș menționa ateliere de joacă și de creație cu păpuși gigant, clown desene, desene cu crete colorată, de asemenea atelier de pictură organizat de Biblioteca Județeană, momente artistice cu elevi, cu copii, de asemenea, școală de dans, corul copiilor Anastasis, amintiri din copilărie, spectacol de teatru pentru copii, momente artistice susținute de copii de la școala Coresi, de la Palatul Copiilor, școală de balet și așa mai departe. Aceste evenimente în Piața Mihai Viteazu, totodată la Complexul Turistic de Natație vor fi evenimente sportive, jocuri distractive pentru copii, tras de scoală, trasee aplicative, aruncarea cercului la punct fix, concurs de biciclete, turneu de fotbal, turneu de basket, toate acestea pe data de 1 iunie și la Complexul Turistic de Natație, acțiunile, activitățile vor începe tot la ora 10. Avem și niște parteneri la aceste, la aceste evenimente. Este vorba de Carrefour, de Dâmbovița Mall și de farmaciile Catena, care vor participa la, la aceste evenimente. De asemenea, la Dâmbovița Mall va avea loc un program deosebit toată ziua, tot începând cu ora 10 până seara. Noi sperăm să ne putem bucura și de evenimentele în aer liber. Dacă plouă la modul acesta, va fi destul de dificil. Mă rog, sperăm să primim măcar câteva ore de timp frumos pe data de 1 iunie. Așa că, marți, 1 iunie, Parcul Megară, Piața Mihai Viteazu, Parcul Chindia, Complexul Turistic de Natație din Târgoviște, evenimente deosebite pentru copii și multe, multe surprize, de la baloane colorate, cadouri pentru copiii care vor fi la parcul de la Omegară, asigurate de către Carrefour. Și multe, multe, multe surprize. Repet, programul detaliat îl veți primi după această conferință de presă. Este una dintre cele mai, cum să spun, articulate activități de 1 iunie pe care am organizat-o și vrem să o realizăm și să marcăm așa ieșirea din perioada aceasta cu restricții și care nu ne-a permis să ne putem bucura, spre exemplu, anul trecut de 1 iunie. Iar copiii vor fi în prim plan. Vor fi spectacole pentru copii, spectacole cu copii, jocuri pentru copii. Toate aceste activități li se adresează. Sperăm într-o participare cât mai numeroasă la aceste evenimente. Dacă sunt întrebări,